Good morning, everyone! Salutare tuturor și bine v-am găsit din nou la un alt episod de ETS. E bine, după cum vedeți, astăzi avem alt mod, altă mașinuță și îi facem un test și la acest mod. El este un Dodge, dar mai multe detalii, ce serie sau ce model este, am să pun în descrierea episodului de astăzi. Bun, anyway, ne întoarcem la episodul de astăzi și vedem ce poate el acest Dodge și cât prinde și cât de stabil este pe autostradă sau pe șosea sau unde vreți voi. De-abia m-am trezit, trebuie să mă înțelegeți. Încă o dată vă salut și bine v-am găsit, suntem la un nou episod cu un Dodge. Hai să vedem ce poate el și să vă arăt puțin așa exteriorul lui pe ziua de astăzi. Așa, cam acesta este, mi-e place modelul. E mișto. Să știți că partea asta din spate de aici, dacă intrați la service, se poate face autocamion. Da, bun. Ia, hai să vă arăt un pic totuși să vedeți. Ia, hai să vedem. Imediat după aia vă arăt și să vă arăt repejor și cum îi spune interiorul lui. Dar vreau să vă arăt mai întâi de toate dacă merge sau nu fără, cum îi spune, fără chestia asta în spate, acoperișul la propagaj sau ce e. Bun, unde? Aici. Ia să vedem. Hai să vă arăt. Dar știu că asta e, nu? Sau nu e asta? Ia. Exact, uite. Vedeți? Așa. Nu știu cât de bine ar sta așa, dar eu aș alege să pun chestia asta pentru că mi-a plăcut. Am vrut doar să vă arăt că se poate face, se poate scoate de acolo. Așa, bun. Am terminat ce am vrut să vă arăt. Puteți să schimbați culori. Aici puteți să puneți chiar, să spun eu, aceste girofare. Dar de ce nu se vede așa bine? Așa, ceva de genul. Eu am lăsat-o cât mai stock pentru că mie îmi place stock și n-are rost să-i pun asemenea chestii. În interior, din păcate, nu putem să-i punem nimic. Hai să vă arăt și interiorul. Îmi place că se vede oglinda de aici, dar degeaba, pentru că nu pot să-i pun absolut nimic. Acesta este interiorul lui. Volanul, bordul și alte minunății. Așa, după câte văd eu, gen sport pare să fie scaunele și ceea ce avem aici. Anyway, hai să ne întoarcem la episodul de azi. Facem un mic test. Suntem la... Hai să vedem unde suntem. Unde? Unde suntem noi astăzi? Se pare mie că suntem în... Ohio. Da, Ohio. Suntem pe Iberia. Și am vrea să mergem la Sinsis. Sau la... Unde mai degrabă? Unde am putea noi să mergem mai repede? Hai să vedem dacă avem garaj pe aici. La nenea ăștia. Băi, aici nu avem garaj. Dar hai să ne ducem, uite aici. Și cât avem? 248 de kilometri. Mă, mult n-ar fi, dar dacă ar fi așa după mine, hai mai bine nu aici, ci aici. Mai bine ne ducem, uite aici. Asta e o firmă. Avem aici 128 de kilometri, nu de altă dată, să nu ținem episodul atât de mult. Bun. Încă o dată interiorul lui. E superb, sincer. Arată destul de bine. Mamă, prinde până la 300? 330 de kilometri? Am înțeles. Acesta este bordul. Avem aici tot ce trebuie la el. Am putut să-mi pun și un pahar, o cănuță, ceva de cafea, nema. Ce e asta, mă? Buffer? Ia uite, mă, ce tare avem buffer în interior. Asta pare să fie acel LED când deschizi portiera. Ca de obicei, aceeași dezamăgire, nu pot deschide la portiere geamurile, deoarece așa este de la mod și, pe mine, sincer,
Iar m-a dezamăgit și acest mod. Doar din punctul ăsta de vedere. Alt mod, din alt punct de vedere, sincer, nu. Gata, lăsăm pără vrăgeala și îi dăm bătaie. Acesta este motorul lui, așa sună el. Și să-i dăm. Facem un mini test cu el astăzi. Vedem noi cam cum se comportă. Hai să vedem, ne băgăm? Nu ne băgăm? Vine, vine? Bă, da, vine. Se bagă ceva din partea asta. Mai vine? Da, mai vine, mai vine. Dar nu mă lasă și pe mine nimeni să mă bag? Cred că e momentul să mă bag. Gata. În sfârșit am reușit. Sau mai bine zis, în fine. Bun. Cam 128 de kilometri până la destinație. Vedem cum se comportă el pe traseu. Eu m-am jucat puțin cu el înainte de a face episod. Și e foarte ok, sincer. E super. Așa, suntem pe DLC-ul cu pe care l-am spus mai devreme. Și anume Iberia. Hai, 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 hai. O că se apropie un sângeratoriu. Ia să vedem. Bun. Aici. E aici. Și acum mai dăm. A, nu, facem dreapta aici. Sunetul nu știu cât de real este de la acest Dodge. Dar v-am spus, mai multe detalii o să pun în episod, în descrierea episodului, ce model și ce e el. Avem un telepas în față. Hai să-i dăm. A, bun, perfect. Ia, ia. Ia că se duce. E bunul meu. Încercăm să nu stăm prea mult după nenea ăștia. Opa. A prins 130, dacă am văzut eu bine. Opa, opa. Lăsăm ușurel că e jale aici. Da, exact ce nu-mi place mie. Să stau la coadă. Nu pot să calc și eu pedala. Da, nenea, da, hai, mișcă-te. Merg cu 70 pe pod. Dacă asta e limita, eu n-am ce să fac, trebuie să mă adaptez. Aha. Uite ce nebunie fac. Aaa, nu cred. Ce țeapă mi-a dat? Am zis gata, îl depășesc. S-a băgat ăsta repede, fai de capul meu. Hai că se duce cu mătru. O să-l las la 125-130. Bun, 128 de km la oră. Se duce cu mătru. O să-l las mai încet. De ce? Pentru că facem dreapta de două ori. Bravo, mă, așa, frânează direct acolo. Hai de capul meu, ce ți-ești cu nepeciorul ăsta, domn. Hai să o lăsăm aici, așa. Facem dreapta aici. M-am mai jucat cu modul și n-am întâmpinat niciun fel de bug. Absolut niciun fel de problemă cu el.
La pornire pleacă un pic mai greu, dar sincer o singură dezamăgire am la el. Geamurile de pe portierele laterale, stânga-dreapta. Atât. În rest, se duce bine, rău de tot. Că vreți să-l luați și voi, am mai spus, am să las în descriere modelul. Bun. Hai că ne-am descurcat bine aici. Ne oprim la roșu. Vai cu metre, ce frumusețe! Hai să vedem când se face verde, să plecăm. Bun venit la Hulda! Alt semafor. Ok, ne oprim și la acest semafor. Hop, hop, frână, frână. Or, easy. Aaa, am uitat să scot chestia aia de acolo. Vă promit că data viitoare la episoade nu o să mai vedeți goalul ăsta. Hai mă, pe bune. A băgat și el în depășire. Dar eu sunt nevoit acum să mă bag înapoi, pentru că dacă nu mă înșel, fac chiar sens giratoriu. Deci știți că prinde destul de tare, dar trebuie să prinzi un drum destul de gol, neaglomerat. Dacă reușești, atunci poți să-i dai talpă. Mie îmi place modul. Dar ce mod nu-mi place mie de multe ori? Mă cam dezamăgesc ele pe mine, dar opa! Păi mie mi-arată așa, mai în față. Batman. Greșit. Uite aici. Ăla e. Și acum hai să-i dăm un pic. Pleacă mai greu de pe loc, adică e mai greu de... Așa, dar... A, mersi, îmi lași loc? Nu îmi lași loc. Ești băiat rău. Era să lovesc. Am mâinile reci. Și sincer, de multe ori mă descurc puțin mai greu. Hai să-i dăm. Nene, asta cu ce e? Cred că e de... mașină de... transport. Salvare n-are cum să fie, sincer. Opa, mă scuzați. Da, m-am încadrat prost, n-am știut că o să trebuiască să fac aici sensul. Oh, nu pară tură. Da, am greșit. Bun, hai să-i dăm. Mai avem 24 de kilometri. N-am arătat mare viteză în episodul de astăzi, deoarece a fost puțin aglomerat traseul, dar important e că n-am reușit să-l zgâri pe acest Dodge. Și că n-a necesitat opa. N-a necesitat service. Lăsăm ușor pentru că vine sengerator. Și cred că am ajuns la destinație. Opa! Ce-a fost asta? Din cauza frânei a luat-o puțin razna. Îl face motorul, parcă zici că staționează în momentul de față, dar nu e așa. Hai că ajungem și noi la destinație. Și sincer pot să spun că ăsta a fost episodul de astăzi. V-am mai spus, încercăm să facem episoade cât mai micuțe, cât mai scurte, deoarece dacă stăm să ne uităm la un episod de vreo jumătate de oră, sincer, ne plictisim, puf! Da, probleme.
Așa e când ai mâinile înghețate și sincer trebuie să o comiți. Opa! A, ce intrare șmecheri au ăștia aici. Băi, îmi place, mă, ce mișto au rampă ăștia aici, ce aici. Ia băieții, ne băgăm și noi puțin aici. Aici în față, vreți să spuneți că nu pot să trec, nu? Atunci vom face altfel. Dau cu spatele. Întoarcem și băgăm cu spatele acolo. Și cam asta ar fi episodul de azi. Hai, mă! Ce doamne iartă mai? Ăla e, hai! Șmecher, șmecher modul. Opa, opa, opa. Cât mai în spate, cât mai în spate, la umbră. La umbră să nu-l prăjească soarele. Pe acest degeliuț. Doge. Stop, 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 stop. Parcare strâmbă. Hai, mă. Mă grăbesc. Băi, dau înainte și el Batman, mă. Nu, bun. A, nu. Oprim motorașul și așteptă și din partea voastră câteva opinii cu privire la acest mod. Cam asta a fost episodul de azi, vă mulțumesc pentru că mă urmăriți. Am văzut și ceva vizualizări acolo din partea voastră la modul cu Mercedes. Bineînțeles, nu am să mă opresc aici. Vă salută și Dogiu și vă spune să aveți o zi minunată. Aveți grijă cum conduceți. Vă aștept data viitoare la un alt episod, un alt mod. Încă o dată, aveți grijă de voi. Ciao, ciao!